Și în acest an, la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă va prezenta cele mai importante titluri editate în cadrul departamentului Carte de Cult. Octoihul Mic sau Catavasierul, precum și cartea de Te Deum cu rânduielile aprobate recent de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vor fi prezente la standul editurilor Patriarhiei Române din cadrul pavilionului expozițional din București. În cadrul departamentului Carte de Cult al editurilor Patriarhiei Române, și în anul acesta, 2017, au fost diortosite și publicate mai multe lucrări de importanță majoră pentru cultul Bisericii Ortodoxe Române și pentru cinstirea sfinților români nou canonizați. Astfel, dintre cărțile de cult importante, anul acesta a apărut o nouă ediție a Catavasierului sau Octoihului Mic, o ediție mult îmbunătățită față de cele anterioare, atât în privința corectitudinii textului, cât și a faptului că, față de alte ediții, noua ediție a Catavasierului cuprinde un capitol nou în care, pentru prima dată, sunt adunate la un loc antifoanele praznicilor împărătești și ale praznicilor Maicii Domnului, necesare la săvârșirea Sfintei Liturghii în aceste zile de praznic. De asemenea, s-au adăugat noi capitole privind troparele din perioada Triodului și a Penticostarului, rânduiala vecerniei și a utreniei și în zilele de rând, numai în cele de duminică, precum și mai multe catavasii, astfel încât putem spune că noua ediție este un catavasier complet, care acoperă întreg anul bisericesc. De asemenea, în cadrul departamentului Carte de Cult, anul acesta a apărut într-o nouă ediție Cartea de Te Deum, la care de asemenea s-au făcut corecturi importante în sensul deortosirii textelor, întrucât unele dintre acestea rămăseseră în edițiile noastre așa cum au fost traduse din limba slavonă în secolul al XIX-lea. De aceea, în primul rând, s-a pus accent pe actualizarea limbajului acestei cărți de cult, dar în afară de aceasta s-a actualizat slujba binecuvântării steagului sau a drapelului și s-a adăugat de asemenea tedeumul cu prilejul încheierii studiilor de teologie ortodoxă la nivel de licență, masterat și doctorat. O rânduială aprobată de curând de Sfântul Sinod și necesară în centrele universitare ale Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, în noua carte de Te Deum se cuprinde și slujba sau rânduiala în noaptea trecerii dintre ani, aprobată de asemenea de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și solicitată în ultimul timp de credincioși și de preoți în vederea binecuvântării noului an civil, adică noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie. Tot în cursul acestui an a apărut Psaltirea în format mic. În cadrul departamentului Carte de Cult a fost diortosită Psaltirea și a apărut o nouă ediție față de cea din 2014 în format mic, într-un format solicitat de credincioși, mai accesibil, mai practic, care poate fi folosit nu doar în cadrul cultului, ci de fiecare credincios în pravila de zi cu zi. Noutăți sunt și în seria Acatiste și Vieți de Sfinți. La departamentul nostru au fost publicate în seria Acatiste și Vieți de Sfinți mai multe broșuri cuprinzând viața, acatistul și uneori și paraclisul unor sfinți ai bisericii. Astfel, în colecția amintită, anul acesta au apărut viața și acatistul Sfântului Apostol Timotei, viața și acatistul Sfinților Doctori, Făcători de Minuni fără de Argint, Chir și Ioan. De asemenea, au apărut viața și acatistul și paraclisul Sfântului Ierarh Miron, Episcopul Cretei, viața și acatistul Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul, recent aprobat de Sfântul Sinod, precum și viața și acatistul Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, cu prilejul venirii moaștelor sale la București. De asemenea, la solicitarea Mitropoliei Moldovei, s-au publicat viața și acatistul și paraclisul Sfintei I Mucenițe Tecla, întrucât moaștele acestea au fost aduse anul acesta la Iași,
De asemenea, s-au publicat Viața și Acatistul pentru Sfinții nou canonizați, Iacob Pudneanul, Mitropolitul Moldovei, Sila Paisie și Nathan de la Sihăstria Pudnei. De asemenea, în cadrul Departamentului Carte de Cult s-au publicat și o serie de lucrări de muzică bisericească, dintre care amintim o nouă ediție a Vecernierului, apoi lucrările părintului profesor Nicu Moldoveanu, Sfânta Liturghie pe glasurile 1 și 7, precum și două lucrări coordonate de părintele arhimandrit Clement Haralam și de teologul Cezar Florin Cocuz, și anume antologie psaltică din cântările Sfintei Liturghii și cântări la slujba Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva de la Iași. Cea de-a 24-a ediție a Târgului Internațional de Carte Gaudeamus se va desfășura în perioada 22-26 noiembrie la Pavilionul Expozițional din București.